Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la România la zi. Discutăm astăzi cu domnul Adrian Stanciu. Adrian Stanciu, care este una dintre cele patru persoane din Comitetul Național de Inițiativă a partidului M10, este practic structura care coordonează activitatea acestui partid la nivel național. Domnul Stanciu este în vestul țării pentru că în aceste zile va avea loc la Timișoara o ședință națională, ea este lunară de regulă, dar acum se va organiza la Timișoara, care pregătește alegerile locale din vara acestui an, dar și alegerile din cadrul partidului, alegeri care vor avea loc în luna februarie. Domnule Stanciu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Și vreau să vă mărturisesc că am urmărit evoluția acestui partid aproximativ așa din toamnă, când alți colegi ai dumneavoastră, inclusiv domnul Mariș de la Arad, care era cuprins în acest nucleu de inițiativă, au fost în studioul VSTV și ne-au vorbit despre M10. Acum eu aș vrea să vă întreb din interiorul partidului, cum simțiți evoluția acestei formațiuni? Din exterior, vă mărturisesc că odată cu apariția sau cu revitalizarea, să spunem, a Mișcării Populare, odată cu absorpția PDL-ului de către PNL, odată cu tensiunile din Partidul Social Democrat, atenția s-a îndreptat mai puțin înspre M10. Cum ați simțit însă dumneavoastră din partid această perioadă, aceste ultime luni? Păi, e adevărat că noi am fost foarte absorbiți chiar cam de atunci, din toamnă, de când pomeniți, cu subiecte care țin de organizarea internă. E un subiect dificil să organizezi un partid de la firul ierbii și nu sunt doar subiecte care țin de organizare, dar sunt și subiecte care țin de atragerea de membri, de crearea de structuri care să fie suficient de flexibile pe de o parte, dar suficient de reprezentative pe de alta. E foarte mult de muncă, mult mai mult decât mă așteptam, ca să fiu sincer, deși am mai participat la construirea unui partid tot de la firul ierbii, dar eram mult mai tânăr și mi s-a părut mai ușor atunci. E foarte dificil. Noi am fost și în situația asta în care am strâns semnături pentru fondarea partidului după vechea lege, deși Monica Macovei a fost unul dintre cei care a promovat inițiativa asta legislativă cu partidele formate din 3 membri. Noi ne-am decis să înregistrăm partidul indiferent dacă inițiativa trece sau nu și în momentul în care ea a trecut deja avem semnăturile strâns. Deci am depus un mare efort ca să facem această activitate organizatorică la început. Am fost foarte mult concentrați în interior și poate și asta e un motiv pentru care am fost mai puțin vizibili în exterior. Un alt motiv e că nu prea suntem un partid comod, deci am observat că numele Monicăi Macovei în unele cercuri e vehiculat ca un fel de sperietoare, adică chiar am văzut ieri alaltăieri un articol într-o publicație online care spunea că Cioloș a împânzit Ministerul Justiției cu oamenii lui Macovei. La mine asta ar fi o veste bună, adică nu înțeleg la cine era vestea, pentru cine era asta o veste inclusiv proastă. Inclusiv despre Ministrul Justiției se spune că ar fi crescut în umbra Monicăi Macovei. Da, la mine toate astea sunt vești bune, adică mi se pare că Monica Macovei a fost de la distanță cel mai bun ministru de justiție pe care l-a avut România, adică dacă ar face un clasament de 10, următorul ar fi probabil pe 6, cred că primele 5 locuri sunt date. Mi se pare, ar fi o veste bună, dar pentru unii, iată că e o veste proastă. Acum, dacă oamenii se implică și au niște rezultate și fac niște lucruri bune și atrag și antipatii în mod firesc, la noi, în societatea noastră, impresia mea, sentimentul meu este că sunt foarte apreciați cei care stau mai mult de o parte așa, stau undeva în culise și de acolo emit niște mesaje, de acolo discută, poate niște bârfe de cafenea, poate niște organizări de astea, eu știu, mai comode, dar în orice caz nu se implică și dacă nu se implică nici nu se expun. Da. E o observație bună. Într-o oarecare măsură o împărtășesc și eu. E la fel de adevărat că oamenii care ajung să ocupe poziții proeminente în politică sunt de obicei foarte buni oratori, ceea ce, de exemplu, Monica nu e. Și mai e ceva, și aici o spun din păcate, nici nu știu cum să o spun, dar dovedesc un fel de flexibilitate a minții, așa. Adică sunt în acest spațiu despre care chiar nu mai știu cine spunea chestia asta, că în glumă, evident,
că, cred că Bernard Shaw, că un indiciu al unei minți luminate este capacitatea de a ține în minte două idei contrarii în același timp. Oamenii ăștia din politică au minți foarte luminate. Acum, eu, dacă vreți, vă spun o adenda pe care a spus-o Marian Vanghelie, un alt luminat al epocii noastre, care spunea că numai Bowie e consecvent în politica românească. Dar cam așa se poartă. Și eu, de când am început să particip la întâlniri politice, la talk show-uri politice din asta în care participă reprezentanți din mai multe partide, sunt absolut siderat în capacitatea acestor oameni de a, pe de o parte, de a pluti la mare altitudine deasupra realității și, doi, despre a vorbi despre nimic și în contradictoriu cu ei înșiși la fiecare a treia frază. Adică e chiar foarte interesant. Or, asta e, în mod evident, o abilitate, adică se vorbește despre politică că este un mediu care generează antimeritocrație, că nu promovează meritul la vârf. Promovează un anumit tip de merit, am observat cu această ocazie, și anume promovează meritul de a fi în stare să vorbești mult despre nimic. Și asta e ceva, că plecasem de la chestia asta, asta e ceva ce Monica Macovei nu știe deloc să facă, dar deloc. Adică Monica Macovei le trântește și mai are o chestie care nouă tuturor ne place, că de-aia suntem alături de ea în partidul ăsta, dar care cred că pe unii îi deranjează, are un senzațional de ascuțit simț al dreptății. Că are chiar o obsesie pentru dreptate. Dacă Monica vede ceva ce ea consideră că e nedrept, se duce pe subiectul ăla până în pânzele albe. Și nu se uită nici în stânga, nici în dreapta. Adică pentru ea justiția, și nu justiția în sensul de doar în sensul de instituție, ci dreptatea, dreptatea în societate, pentru ea e ceva extrem de important. Acum, sigur că nu toți decodăm dreptatea în același fel, s-ar putea să fie oameni care o acuză din poziții ideologice că ceea ce îi se pare e drept, de fapt lor îi se pare nedrept. Asta e o altă discuție. Bun, și dar pentru, ea e foarte, pentru foarte parteneri, vehementă. Pentru public, pentru cei pe care îi țintiți dumneavoastră, este un defect sau este o calitate? Pentru că așa cum vă văd, să spunem, pe dumneavoastră, vă aud vorbind despre asta, mi se pare că o contabilizați mai degrabă această atitudine așa la o deficiență politică. Depinde cui te adresezi. Adică vă ziceam că noi în partidul ăsta suntem toți în admirație față de ea și față de ce a făcut și față de valorile ei morale și credem că există suficienți oameni în societate care împărtășesc felul ăsta de a gândi, în care oamenii trebuie să aibă rectitudine, trebuie să fie consecvenți cu ei înșiși, în care politica o faci pentru că îți vezi un scop și o misiune în ea, nu pentru că vrei să ajungi la putere să ce dracu să faci cu ea. Bun, dar adică partidul nu trăiește numai în interior și nu trăiește numai pentru sine. Tocmai asta spuneam. Credem că sunt suficient de mulți oameni în societate ca să dea partidul ăsta un fel de forță. Dar eu, sincer, sunt conștient că partidul ăsta nu va fi, cel puțin în viitorul imediat, un partid de masă. Adică el nu va avea o atractivitate în rândul unor categorii foarte largi de oameni. Nu e posibil. Adică nu văd posibil că oamenii ăștia cu care mă întâlnesc eu, politicieni, să fie în același timp buni cu Monica Macovei. Unul din ei doi trebuie să dispară. Politicienii, dar pe dumneavoastră vă hrănește exact electoratul. Ori electoratul, cel puțin asta vedem pe Facebook, asta vedem la televizor, asta citim în ziare, că electoratul vrea o schimbare, electoratul vrea justiție, electoratul vrea măsuri dure, fermitate, vrea figuri noi. Și totuși dumneavoastră îmi spuneți că sunteți conștienți că pe termen scurt nu este o construcție de mare succes? Depinde cum definim succesul. Eu n-am spus-o în vorbele astea. Mă rog, de mare aderență, să zicem. Da, nu cred că e o construcție de mare aderență. Eu, în același timp, nu cred că schimbarea României se va face pentru o construcție de mare aderență. Și, în general, eu nu cred că schimbările omenirii s-au făcut de oameni populari. Schimbările omenirii s-au făcut de oameni pătimași și extrem de hotărâți în ceea ce fac, care în timp au devenit populare, adică chiar mișcări care ulterior au devenit de foarte mare anvergură, au început foarte mici. De ce vă spun asta? Vă spun pentru că eu cred că mediul politic de la noi, cred că există această așteptare, ca să construiesc pe ceea ce ați spus mai devreme, în electorat. Și cred că mediul politic de la noi, cred că este în același timp dublat de un foarte mare scepticism și de o foarte mare spirit excesiv critic, ceea ce ne caracterizează, cred eu, ca nație. Și cred că această combinație va face ca niciunul din aceste partide noi să nu aibă o mare... Nu cred că vom vedea în alegerile astea un partid care face ceva senzațional și iese complet în evidență. Cred că vom vedea mai multe partide mici. Noi
credem că vom fi unul dintre ele, care vor sparge blocajul ăsta electoral, vor sparge monopolul electoral al partidelor mari. De aici încolo va începe testul nostru de adevărat. E adevărat, e și un test electoral, e un test important, dar testul cel mai important e ce faci cu mandatul electoral pe care îl vei primi. Și noi credem că cu un mandat electoral rezonabil, de genul, nu știu, 6-7-8%, se pot face lucruri mari, mai ales dacă în Parlament intră mai multe forțe proaspete și care pot să creeze o mișcare. Pentru că aici, problema în momentul ăsta la noi nu e de ideologie, deși ideologia contează când crești un partid, dar problema României nu e o problemă ideologică, e o problemă de fundamente. Noi, de fapt, avem lucruri foarte simple, transpartince, transideologice, care sunt călcate în picioare masiv zi de zi. Și asta cred că trebuie reparate repede. Și după asta putem să ne punem problema dacă strategia generală a României de stânga sau de dreapta, sau mai pe centru sau mai puțin pe centru. Bun, haideți să rămânem în mesajul dumneavoastră apropo de ceea ce trebuie reparat urgent și de ceea ce e disfuncțional zi de zi. Mă prevalește de ce ați spus ceva mai devreme, de faptul că în platourile de televiziune ați avut interlocutori pe care ați observat că plutesc undeva deasupra realității. Bun, cum diagnosticați dumneavoastră această realitate? Ce trebuie schimbat? Ce vedeți că nu funcționează? Păi, sigur, sunt multe lucruri de spus aici. E chiar vorba de priorități, prea, să da, spunem. Chiar prea multe, aș zice. Noi, dacă ne uităm în analiza pe care am făcut-o noi, credem că lista de priorități e cam așa. Credem că prioritatea numărul unu pentru orice fel de forță politică nouă este reforma sistemului statului. În momentul ăsta, sistemul statului e construit într-un anumit fel în care favorizează corupția și favorizează lipsa de integritate în mediul politic. Adică mediul politic arată cum arată, nu e întâmplător. El s-a construit încet și s-a construit destul de pervers. Adică eu nu cred că e un design inteligent undeva, cred că pur și simplu s-a adaptat la presiune de pe parcurs, dar acum a ajuns un sistem care e foarte pervers, care are tot felul de ineficiențe în el. Dau un singur exemplu, chestia asta cu alegerea primarilor într-un singur tur. Asta e o mizerie electorală îngrozitoare, adică asta e făcută fix ca să perpetueze monopolul celor care sunt deja la putere. Și va avea acest efect de a perpetua monopolul celor care sunt deja la putere, și anume pe liste partinice, ceea ce va favoriza accesul la putere unui individ corupt care servesc partidul apoi în schimbul funcției pe care o primesc, adică sistemul e alimentat. Un alt lucru care alimentează sistemul e felul în care sunt finanțate partidele. Deci toată legea finanțării partidelor e sursa majoră de corupție în sistem. Un alt lucru care îl favorizează este felul în care se desfășoară procesul electoral. Faptul, de exemplu, că nu există vot electronic. Și noi susținem foarte tare ideea votului electronic pentru toată lumea. Nu e obligatoriu, evident, dar să existe această posibilitate. Și nu doar a votului electronic, ci și a contabilizării electronice a votului. Că trăim în era informaticii și big data, adică nu e absolut nicio problemă să contabilizeze electronic voturile, să te asiguri că nu se votează multiplu, de pildă. Să te asiguri că voturile sunt înregistrate corect. Nu e nicio problemă. Doar că nu se vrea. A scris recent Miron Mitra într-una din aceste minunate publicații din închisoare despre cum se fraudează voturile în cabinele, în secțiile de votare. E secretul lui Polișinel. Toată lumea care are orice fel de implicație politică știe asta de mult. Dar bineînțeles că pentru noi e știre, pentru că cineva, unul din granzii unui partid, a spus-o în mod deschis și public. Într-o lucrare de nivel academic. Într-o lucrare de nivel academic, chiar, da. Deci sunt niște lucruri aici. Asta ar veni cum să fur ca la carte. Ca la carte, da, exact. Acum se poate fura ca la carte, da. Științific. Da. Și deci sunt câteva lucruri și în procesul electoral, sunt și în reforma constituțională, sunt câteva lucruri care țin de reforma statului, care credem că sunt foarte importante. Apoi, un alt lucru care credem că e foarte important e reforma educației. De ce spunem asta? Pentru că educația, în primul rând, sistemic și social vorbind, investiția în educație e investiția cea mai profitabilă a unui stat. Nu, nimic altceva nu se apropie măcar ca profitabilitate cu investiția în educație. E absurd ca noi să investim în orice altceva, în panseluțe, de pildă, în București, e o mare discuția acum despre ce bani s-au aruncat pe întreținerea spațiilor, te doare minte, adică sute de milioane de euro s-au aruncat pe întreținerea spațiilor verzi. Într-un fel în care oricine știe, Bucureștiul nu arată chiar ca o grădină, adică la banii aia te aștepta să fie
Deci s-au furat absolut la sânge. E absurd ce facem. E absurd. Educația e un domeniu în care nu a avut investiții, pentru că investiții în educație nu prea se pot fura. E cam greu să furi din investiții în educație, nu mai ușor să furi din borduși, din panseluțe. Dar nu e numai despre investiții aici problema. E vorba despre faptul că noi avem un sistem de educație și aici nu suntem singuri. Adică nu suntem singura țară care are un sistem revolut de educație. Avem un sistem de educație care nu are misiune socială. Adică noi nu știm de ce educăm copiii și către ce. Avem această pretenție de a-i pregăti pentru o lume, dar pe care nu înțelegem deloc. Cine dintre noi știa acum 30 de ani cum o să arate România azi? Noi pregătim copiii acum peste 30 de ani. E o lume pe care nu înțelegem deloc. Habar n-avem cum o să arate. Adică nu ne gândim deloc de ce, ce facem cu ei și de ce. Chiar aveam pe drum încoace o conversație cu unul din colegii mei cu care am venit de la Timișoara cu mașina și îmi spunea că și-a retras copilul de la o școală că îi se părea că nu învață. Și când am început discutând ce înseamnă să înveți, ne-am dat seama împreună că de fapt ceea ce îi se părea că nu învață erau lucruri foarte puțin relevante, în schimb învăța alte lucruri care erau foarte relevante pentru viața de zi cu zi, cum ar fi, de exemplu, să colaborezi cu alți oameni ca să realizezi ceva împreună, cum ar fi să cercetezi surse de date publice ca să poți să scrii din ele, să produci din ele un concept, un referat, o sursă de cunoaștere. Lucruri cu care te vei confrunta toată ziua în viața reală. Deci noi, de fapt, ar trebui să ne propunem cu educația să creăm cetățeni. Cetățeni capabili și autonomi. Și asta este ceva ce educația nu își propune deloc să creeze acum și trebuie reformată, după părerea noastră, începând de aici, de la misiunea ei socială și ce vrem să facem cu ea. Discuțiile curriculare sunt, după părerea mea, ridicole în secolul 21, adică problema nu e câte ore de latină și e absurd să ai o dezbatere națională despre o oră de latină pe săptămână. Nu e deloc aia problema educației. Nu zic că n-ar trebui să fie, dar ora de latină în curriculum, dar nu e deloc acolo problema. Deci credem că e nevoie. Motivul pentru care educația nu se reformează serios, are multe probleme, dar unul dintre ele, care după părerea mea e major, este că e o investiție cu retur în 25 de ani. Și nicio forță politică nu are interes să strânească cuibul ăsta de vieți pe sindicatelor din învățământ ca să facă o reformă are cărei roade vor vedea peste 25 de ani în mandatul cine știe cărui guvern. Trebuie un pic de curaj aici, adică trebuie un pic de leadership politic. Bun, dumneavoastră vorbiți de forțe politice, dar avem un guvern tehnocrat acum care a fost investit, domnul Stanciu, guvernul tehnocrat care a fost investit tocmai ca să măture la o parte ceea ce nu a funcționat până acum în societatea românească și să aibă curajul unor astfel de inițiative, să pună fundamentul, să pună bazele unor reforme. Eu vă zic, am mai multă încredere în guvernul ăsta. Poate că nu e bine să spun asta, că nu e în interesul nostru ca partid să fim de partea guvernului, dar asta e realitatea. Am mai multă încredere în guvernul ăsta decât în orice alt guvern a avut România până acum. Și vă spun asta pentru că au adus, domnul Cioloș a adus în interior oameni de foarte bună calitate, adică oameni de foarte bună calitate pe care îi știu. Poate și ceilalți ar fi adus, dar nu știam eu, dar pe ăștia chiar îi știu eu personal. Cunosc foarte mulți oameni de bună calitate în interiorul guvernului, ceva ce nu mă așteptam, adică oameni care n-au fost niciodată în structuri guvernamentale. Sunt oameni care vin din societatea civilă, ca să zic așa, din lumea privată și oameni cu foarte bune rezultate private care au ajuns să fie invitați să facă parte din acest guvern. Și asta mi se pare o veste foarte bună. Apoi, cunoscându-i, cam știu cu ce se ocupă și cam la ce proiecte lucrează. Mi se pare că lucrează la proiecte foarte bune. Totuși, o reformă profunda a statului, nu e ceva ce poate face un guvern tehnocrat în 9 luni. Chiar nu e, adică avem așteptări exagerate de la el. Eu cred că poate că puteau fi mai curajoși pe alocuri, poate că puteau fi mai radicali pe alocuri, eu cred că puteau fi mai radicali pe alocuri. Eu cred că mandatul politic pe care l-au primit, de fapt, nu a fost chiar așa de greu de negociat pe cât au crezut ei. Pentru că eu cred că, asta cred eu acum, domnul Cioloș știe mai bine ce a discutat cu șefii de partide, dar în momentul în care a primit mandatul, cred că era într-o poziție de mare simpatie populară și cred că niciun parlament n-ar fi avut curajul să nu-i dea acel mandat în acel moment. Pe măsură ce face mai multe compromisuri, asta îi slăbește acest mandat și asta întărește puterea parlamentului de a-i lua înapoi în orice moment. Dar
încă mai are, cred. Bun, eu vă întrebam de misiunea acestui guvern. Cum vedeți dumneavoastră misiunea acestui guvern și capacitatea sa de a genera într-adevăr o schimbare profundă? De a pune bazele unei schimbări profunde. Da. Cred că e un guvern care a primit un mandat de reformă și care trebuie să-și asume acest mandat de reformă. Și aici cred, cum mi se pare și noastră păreți să credeți, că ar trebui să-și-l asume mai curajos. În același timp, e clar că nu poate să facă o reformă pe toate planurile. Și ar trebui să-și aleagă niște priorități. Și asta e ceva ce guvernul Cioloș a anunțat de curând că a definitivat, sau mă rog, e în curs de a definitiva o listă, a anunțat pentru ieri chiar o conferință de presă pe această listă care a fost amânată, dar știu și de la oamenii ăștia cu care am mai vorbit că această listă e în lucru și va apărea această listă. Va trebui să vedem cu acea listă de priorități, dacă sunt priorități care ni se par coerente sau nu, dar e clar că nu se poate apuca de toate. Asta acum, eu vă mărturisesc că eu mă aștept chiar la o listă foarte scurtă, pentru că dacă guvernul Cioloș își propune să schimbe fiecare amănunt al vieții publice din România, cred că va fi un eșec. Da, nu are capacitatea asta, nimeni să facă într-un timp scurt. După părerea mea, am asigur, suntem filozofi și politizăm, după părerea mea, ar trebui abordate acele direcții cu adevărat strategice, cu adevărat prioritare fundamentale, nu știu, 3, 4, 5, câte ori fi ele, 2, 1, dacă se consideră că atât este doar necesar, și pe acestea să se pună într-adevăr accentul și să se încerce generarea acelei schimbări care, până la urmă, să aibă capacitatea să se transforme într-un bulgăre de zăpadă. Mă rog, într-un bulgăre de zăpadă care se rostogolește și se amplifică. Da. Ziceam, vă împărtășesc opinia, așteptăm să vedem lista. Cred că capacitatea guvernului adică e greu de imaginat care sunt acele schimbări pe care guvernul le poate face și până în noiembrie să devină irreversibile. Aici o să fie, de fapt, cheia. Adică ce schimbări poți face care în 9 luni să devină, să capete atât de mare amploare încât să nu mai poate fi întoarse, să nu mai poate fi trase pe o linie moartă. Sau să nu poate fi sabotate pe parcurs. Asta se speculează că guvernul și-ar putea continua mandatul și după alegerile din decembrie 2016. Asta e altă discuție. Dacă își continuă mandatul, atunci va avea un mandat clar, nu în unor alegeri parlamentare, cu o susținere politică, o majoritate clară, va avea un alt mandat și atunci chiar e cazul să avem pretenții mari de la ei. Și acum cred că e cazul să avem pretenții mari de la ei, dar trebuie să înțelegem că au 9 luni la dispoziție și că deja au petrecut, iată, o lună, două, nu, în analize și în a strânge tot felul de coaliții de voință politică ca să le pună în spatele acestor priorități. Deci eu am încredere că vor face o treabă mai degrabă bună. Domnul Stanciu, când te gândești la Monica Macovei, nu cea care a inițiat partidul M10, te gândești la anticorupție, da. Te gândești la lupta aceasta împotriva răului endemic din mediul politic și administrativ românesc. Lupta anticorupție, hai să spunem că a luat amploare în România. Nu știu dacă este la nivelul la care dumneavoastră vi-l doriți, dar în mod cert s-au făcut niște pași. Am înțeles că România este chiar dată exemplu la Bruxelles apropo de demersurile făcute și ambasadorul Statelor Unite la Budapesta a indicat tot modelul românesc autorităților maghiare pentru lupta împotriva corupției. Unde suntem din punctul dumneavoastră de vedere în această bătălie, haideți să folosim cuvinte mari, dacă suntem pe un drum bun și dacă măsurile care se iau sunt suficiente, pentru că, pe de altă parte, sunt alte voci în societatea civilă românească, voci care vorbesc despre praf în ochi deocamdată. Da, eu nu cred că e praf în ochi, cred că e o exagerare. Cred că măsurile sunt corecte. Sistemic vorbind, problema e în felul următor. Avem o pâlnie pe care se toarnă gaz, da? Și avem unii dedesubt care dau cu mopul. Se mai face ceva și cu pâlnia. Da? De asta vă spuneam că, după părerea mea, prioritar și a noastră, îndrăznesc să spun, deși să zicem că asta nu e o listă de priorități pe care să o fi discutat încă la nivel național, ne propunem să o discutăm chiar acum, dar reforma instituțională a statului e prioritară în fața anticorupției, pentru că dacă reforma instituțională a statului nu se petrece, ceea ce vom vedea este
un DNA sufocat de caz după caz după caz după caz. Adică nu e ca și cum ei curăță grajdurile lui Augis și în urma lor rămâne curat. Augis tot aduce cai acolo. Și anume mulți. O reformă instituțională ar putea să însemne, până la urmă, și o clarificare a relației dintre puterile statului, acel principiu de separare a puterilor în stat. Astăzi vedem că executivul este și legislativ, că legislativul este și putere judecătorească atunci când decide cine poate sau cine nu poate fi arestat, bună oară. Da. Și asta e iarăși un element important în lupta anticorupție, faptul că instituțiile justiției trebuie să fie separate de ingerința asta politică și mai sunt niște locuri pe care ingerința politică funcționează. Dar nu e numai despre asta. Vă ziceam că problema noastră cea mai mare e finanțarea partidelor. Sursă de corupție în România este finanțarea partidelor. Pentru că există un circuit infernal al banilor în natură. Pentru fiecare leu care ajunge la un partid, cineva în spate trebuie să aibă o sinecură de unde se poate să plătească leu ăsta. Din sinecura aia, el plătește 10% la partid. Restul plătește sieși sau celor din prejur. Pentru că acești 90% să existe, trebuie ca în spate să existe o structură care există, o structură transpartinică, care e branșată la sursele de bani ale statului și care tranzacționează toate contractele de stat. Observați că dacă se face o licitație în IT, sunt două firme din România care câștigă. Siveco și Timnet, nu-i niciun alta. E întâmplător o altă. Adică sunt țuțării de partid care sunt branșați la robinetul cu bani. Ăștia, la rândul lor, au deservit o grămadă de lume în jurul lor și mai mult decât atât, fiind în pozițiile astea în care nu trebuie neapărat să livreze ceva de calitate, ci numai să consume banii, aici, așa suntem în situația că am inaugurat autostrada acum 6 luni și acum o reparăm. Sau că la 3 luni după ce s-a inaugurat s-a prăbușit. Pentru că se fac lucruri proaste de către niște oameni care știu că nu-i nevoie să le facă bune, că nu calitatea lucrului pe care îl fac generează succesul lor în lume, ci capacitatea lor de a împărți bani. Și atunci, pentru fiecare leu care ajunge la partid, pe undeva pe linie se prăduiesc încă vreo 100. Asta omoară, de fapt, eficiența actului de guvernare în România. Și dacă închidem robinetul ăsta cu 1, se închide tot robinetul din spate. Păi da, încet. Da, dacă nu închidem la modul real vorbind, putem? Există această capacitate de închidere a acelui robinet? Da, eu cred că se poate, dar trebuie curaj. Trebuie mult curaj. Vă dau un exemplu extrem, care nu o să treacă niciodată, da? Nu o să se întâmple. Dar vă dau un exemplu extrem. Ce ar fi dacă, în loc să prăduim 10 miliarde de pan în muncă de proastă calitate sau în șpăci de europan, ce ar fi dacă am sacrifica 1 miliard la fiecare 4 ani în campanie electorală? Și adică niciun partid nu mai are voie să finanțat de niciun fel decât de la stat. Punct. Nu mai există. Se încearcă așa ceva. Da. Ce ar face dacă am spune doar asta? Nu va trece niciodată. Dacă cineva propune chestia asta, o să sară toată lumea că iar dăm banii publici nu o să va întâmpla. Dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla. În loc să prăduim câte 10 miliarde în fiecare an în tot felul de măgării, am investit odată la 4-1 miliard și am plătit, poate și partide care nu merită, poate partide ca al nostru care nu merită. I-am plătit. Ok. Și ce o să se întâmple? O să se întâmple că se închide tot mecanismul din spate. Și atunci DNA-ul poate să curețe. Da, până atunci n-are ce curăța. Că s-ar închide tot mecanismul din spate. Până la urmă, președinții de consilii județene tot ar avea niște fonduri la dispoziție din care probabil că ar avea pretenția să recupereze și ei la rândul lor de la cei cărora le încredințează niște investiții. Problema e felul următor. Primarii la fel, miniștrii la fel. Da, dar vedeți, aici suntem într-o discuție. E o problemă de sistem. A mai apărut discuția asta odată în care se spunea dacă mărim salariile demnitarilor, asta înseamnă că ăștia nu or să mai fure. Răspunsul e nu, evident. Dar se va crea o motivație puternică ca oameni curați să intre în politică și să înlocuiască. Pentru că în momentul ăsta oamenii curați nu pot intra în politică, că n-au motivație să intre în politică. Am văzut campanii pe Facebook în care lumea zicea să se facă salariile parlamentare minimul salariului pe economie. Păi îi obligi să fure în cazul ăsta. Adică... Acum, nu vă sperați, eu admit libertatea de exprimare și toate aceste pârghii conexe manifestării libertății de exprimare, dar
uneori se abuzează de asta. Absolut. Uneori acest Facebook este chiar o nenorocire. Adică atunci când Umberto Eco vorbea despre oameni de o anumită factură scăzută, care au devenit analiști și care au capacitatea să genereze curente de opinie și să influențeze opinii, el nu greșea. Da, aici nu vă împărtășesc 100% opinia, în sensul că... Sunt mesaje populiste răspândite pe Facebook care nu au nicio legătură cu realitatea, dar care au aderență pe de altă parte. Aici e problema, da? Aici e problema, pentru că în ce se întâmplă este că el e oglinda societății, adică... Sigur că fiecare ar conveni... Faptul că nu ne-am uitat, că nu am vedea că societatea e așa, nu înseamnă că ea ar fi diferită. În societatea noastră, unde nu ne dorim să moară capra vecinului, fiecăruia ar conveni ca directorul sau parlamentarul sau ministrul nu numai să nu câștige salariul minim pe economie, ci să nu câștige nimic dacă se poate, să vină cu bani de acasă, să fie execuții publice, toată lumea în afara noastră să răspundă pentru ceea ce face sau nu face. Doar că, vedeți, noastră, lucrurile nu vor funcționa așa, pentru că oamenii vor fi intimidați și cei care ar avea această pornire de a intra în sistem, până la urmă, nu vor intra din două motive. Odată să nu fie murdăriți, iar a doua oară, pentru că, într-adevăr, există o incertitudine legată de stimulent. Ce te determină să performezi? Asta e problema. Vorba noastră, salariul minim pe economie pentru parlamentar. Trebuie să creăm, aici trebuie să ne punem problema serios ca societate. Dacă vrem să avem o democrație funcțională sau... Dacă vrem să avem o democrație funcțională, trebuie să creăm un mediu politic și să ne asumăm asta. Creăm un mediu politic sănătos. Și un mediu politic sănătos înseamnă un mediu politic în care există noțiunea de carieră politică, în care cineva capabil și cu dorința de afirmare să poată să-și dorească în mod onest, nu pentru capacitatea de a face trafic de influență, poate să-și dorească în mod onest accesul la niște demnități publice. Pentru că în momentul ăsta nu există acest... Adică numai niște câțiva nebuni își doresc să ajungă la demnități publice pe o carieră onestă. Bun, adică câțiva nebuni, nu prea e, dar vedeți, în ultimii 25 de ani noi am constatat și am auzit frecvent pe mijloace așa colaterale, că unii oameni își propun să intre în politică, să se îmbogățească. Și a mai circulat, dacă vreți, o butadă, că cine a reușit în viață s-a făcut om de afaceri, altul s-a făcut cercetător, altul, nu știu, muncitor, specialist într-un domeniu, dar cine nu s-a priceput la nimic și nu a vrut să muncească, a intrat în politică. Și acolo și-a făcut rostul. Bun, cum schimbăm, pe de o parte, această percepție a oamenilor din afară asupra mediului politic, dar pe de altă parte, cum asanăm moral, profesional mediul politic? Păi... Cum se determină această schimbare pentru a nu mai fi arse etapele și pentru ca în sistem să intre într-adevăr oameni competenți și oameni valoroși? Vă ziceam, cred că noi ca societate, și cred că la un moment dat va trebui să avem această dezbatere publică, poate în următorul parlament, trebuie să ne asumăm un proiect social de reforma statului care să facă politica atrăgătoare pentru oameni normali. Da, pentru... Eu vă întreb, de ce să așteptăm până la următorul ciclu electoral? Avem acum, suntem într-un an electoral, peste 5 luni de zile avem alegeri locale. Veți vedea și vom constata că nici măcar nu se discută despre listele de consilieri locali, listele de consilieri județeni. Se discută tot timpul de persoana primarului, de persoana președintelui Consiliului Județean. Ori cei care iau cu adevărat decizia în structura administrativă, cei care sunt cu adevărat importanți, sunt și acei, sau sunt acei consilieri. Dacă, e un punct bun ăsta. Bun, primarul nu poți să-l clintești, pentru că sunt alegeri dintr-un singur tur de scrutin. Va fi foarte greu să impui nume noi, dar pe de altă parte poți crea majorități noi în structurile administrative prin care să exerciți puterea reală în structurile respective. E un punct bun și mi se pare foarte bine că l-a abordat și e foarte bine ca presa în general să abordeze punctul ăsta, vi-l împărtășesc. Și o să vedeți că o să existe, cred că o să existe un climat electoral diferit în acest an electoral decât în cei anteriori. Din două puncte de vedere. Legea asta a partidelor cu 3 membri a permis formarea partidelor locale și sunt deja foarte multe orașe, mai ales orașe mari, dar și nu doar, care au partide locale care au interes strict local și care vor face acest lucru, adică vor împinge liste de consilieri cu consilieri de valoare, chiar dacă știu că nu pot lua primăria. Și știu cazuri foarte... de oameni foarte buni și de figuri foarte interesante și cunoscute și respectate în plan local, care își doresc să reformeze orașul lor. Și vedeți că va avea un impact asta.
Și cred că va da un exemplu. Un al doilea subiect, un al doilea motiv pentru care cred că se va întâmpla, este că au început să apară coaliții de forțe care nu sunt neapărat politici, sau unele au o reprezentare politică, altele nu, vin din societatea civilă, care au spus, bun, nu putem să schimbăm tot, hai să schimbăm ceva. Și, de exemplu, în București există chiar în acest moment, nu e neapărat publică, dar există în acest moment, bine, sunt publice mai multe inițiative locale în București, și aceste inițiative caută să propună o listă de consilieri comun, încearcă să se așeze la masă să propună o listă de consilieri comun. Pentru că în București sunt cam un pic peste 200 de poziții în administrația locală. Și dacă lista aia de consilieri are succes și câștigă un număr suficient de mare de locuri în Consiliu, chiar dacă nu ia însăși majoritatea, poate să determine crearea unei majorități. O politică administrativă, până la urmă. Bun, întrebarea deci cred că va fi un an politic și electoral interesant ăsta. Cum îi determin pe oameni să nu mai voteze partidul, ci să voteze persoana? Să aibă acest curaj, să spunem, să mizeze pe schimbarea aceasta? Da, vedeți, aici e o discuție grea. Pentru că, apropo de reforma statului, pentru că nici dacă ar vota persoana, nu cred că e un sistem electoral perfect. Probabil că cel mai bun sistem electoral la care ne-am putea gândi în momentul ăsta ar fi sistemul ăsta electoral cu opțiuni în care să poți să votezi mai multe persoane și persoanele care capătă cele mai multe voturi să fie alese. Adică să nu mai fi limitat la un singur vot, să te gândești că l-am votat pe ăsta, votul meu se pierde dacă nu trece pragul electoral. Problema cu votul unui nominal pur este că, pe de o parte, favorizează polarizarea politică, ceea ce în momentul ăsta în România nu e de dorit, poate peste 50 de ani, da, dar în momentul ăsta nu suntem în momentul în care avem nevoie de polaritate, avem nevoie de diversitate, pe de o parte, iar pe de altă parte, favorizează transformarea politicii naționale în politică locală și asta e complicat. Asta s-a văzut și la noi cu votul uninominal atâta cât a fost el. Dacă vă uitați la campaniile care s-au derulat în perioada votului uninominal, toată lumea promitea că asfaltează, că trage gaze, care sunt subiecte de primărie, nu de parlament. Adică, dar știau că alegătorii sunt mai preocupați de subiecte locale decât de cele naționale și atunci promiteau toate lucrurile astea. Odată ajuns în parlament, căuta să tragă fonduri pentru ceea ce a promis, pentru colegiul său, pentru ceea ce a promis în campania electorală, care nu e totuși o atitudine de parlamentar, o atitudine de primar, adică parlamentarul ar trebui să se gândească la proiectul mare al României. Din cauza asta, de fapt, e una din cauze, e una din cauzele pentru care România nu are proiect național, că de noi, de fapt, nu am niciodată un parlament național, care să gândească național pentru toată națiunea, fie partinic, a gândit fiecare pentru gașca lui, fie, odată cu votul uninominal, a gândit mai mult pentru comunitatea lor. Și asta e ceva care iarăși trebuie reglat în reforma statului, pentru că Parlamentul ca organ legislativ are rolul de a legifera pentru națiune, nu pentru comunitatea care l-a ales, adică comunitatea îl trimite acolo ca să o reprezinte, dar nu ca să îi aducă bani acasă pentru gaze. Asta e problema primarului, de-aia l-aleg. Și atunci sistemele electorale trebuie gândite un pic, adică nu cred că e vreunul silver bullet, cum zic americanii, adică glonțul de argint care omoară orice. Cred că trebuie gândit un pic. Adevărul este că există un scepticism la nivelul societății românești și în discuțiile pe care le avem cu oamenii sesizăm acest scepticism. La un nivel există chiar și un cinism, să spunem, în legătură cu posibilitatea schimbării și a mersului lucrurilor în România. Cum schimbăm scepticismul acesta, domnule Stanciu? O să fie greu aici. Pentru că e o trăsătură națională a României, e o problemă, apropo că ziceați de filozofie, filozofic dificilă. Eu cred că cel mai important avere a unei națiuni este încrederea oamenilor unii în ceilalți. Încrederea ca fenomen social e o profeție auto-împlinită, ea generează încredere și mecanismele noastre de echitate și reciprocitate ne fac să răspundem la bine cu bine, la rău cu rău. Atunci dacă cineva nu are încredere în mine, nu sunt motivat să am încredere în el și atunci îmi formez foarte repede impresia asta că lumea de fapt e nașpa, e cinică, e formată. Sindromul acela a rumii rele, da. E lumea rea. Adică e o cercetare făcută acum vreo 2 ani, cred, de Dorin Bodea, un sociolog român foarte creativ așa în ceea ce cercetează și a pus 2 întrebări foarte inteligente. A întrebat pe oameni cât de integru te consideri și a doua întrebare cât de integri consideri pe ceilalți. Cam 85% din români se consideră integri și cam 25% îi consideră pe ei alți integri. Ceea ce e aberație statistică, evident, nu se poate.
Deci, mintea noastră este că noi suntem buni și lumea e rea. Ori dacă pleci la premisa că noi suntem buni și lumea e rea, asta îți validează pornirile de a face rău, de a încălca și tu legea, de a fi și tu mai tolerant cu aia care greșesc pentru că la rândul tău ai greșit. Adică ne alimentează suspiciunea asta, ne alimentează cinismul, lasă-l bă și pe ăsta, cine știe ce-o fi în capul lui, a venit și ăsta la televizor, de fapt să toți vor la ciolan, adică e foarte ușor să arunci în derizoriu totul pentru că te ferește de mesajul ăsta că de fapt ai fost prost și că ai fost luat de prost și că de fapt și ăsta te-a păcălit. Nu, atunci ne bagă în cinism. Nu se poate rezolva, adică s-a stricat în 25 de ani chestia asta, nu se poate rezolva decât cu perseverență. Trebuie să fim perseverenți, să intrăm în Parlament, să punem parlamentari curați, să avem inițiative legislative curate, să arătăm că se poate. Un mandat, două, trei, până când lumea va începe să prindă curaj, să aibă, o să fie oameni din ce în ce mai buni care intră în politică, care se prindă curaj, se vadă că se poate. Și atunci o să se schimbe, da? S-a stricat în 25 de ani. Eu sper să fie într-adevăr oameni din ce în ce mai buni care intră în politică, dar am constatat că în 25 de ani au fost oameni din ce în ce mai slabi care intră în politică. Dacă analizați componența consiliilor locale, primelor consilii locale după alegerile din 1992, din mai sau iunie, cred că au fost. E așa, nu? Da, da. E descendentă. Da, eu cred că la fel. Parlamentul la fel. Eu cred că parlamentul s-au menținut acolo foarte mult timp de eu cred că o să o vedeți schimbându-se. Și cred că ceea ce a făcut, ce a dat semnalul schimbării e DNA-ul. Fără să poată să fie motorul schimbării, dar a dat semnalul schimbării. A scos foarte multă lume. Spuneți că foarte mulți oameni acum au așteptări ca să fie o reformă, ca să se întâmple ceva. De ce le au? Le au pentru că li s-a arătat că se poate. În momentul în care li s-a arătat că Adrian Năstase poate să ajungă la pușcărie pentru corupție, cred că foarte mult oameni din țara asta i s-a prins un bec. Bun, fratele lui Traian Băsescu, condamnat în acest Băsescu. Moment, în primă instanță. Fratele lui Traian Băsescu, un monstru dictator care ține justiția în mână, e condamnat de aceea justiție. Adică Elena Udrea, adică protejată lui Traian Băsescu. Faptul că niște oameni care erau considerați intangibili și deasupra legii au ajuns să fie condamnați în justiție, cred că a prins un bec multor oameni și le-a dat un semnal că totuși se poate, adică nu-i fără speranță. Care credeți dumneavoastră că este cea mai puternică instituție și funcțională în același timp, în acest moment, în societatea românească? Deci una care să dea și satisfacție, să dea și randament. Dacă mă întrebați pe mine, DNA-ul, fără discuție. Adică păi pe dumneavoastră mă întreb. Da, nu, dacă dintr-o opinie personală, dacă mă întrebați în mod obiectiv care e cea mai bună, e greu de spus. Pentru că, totuși, în România sunt multe instituții care funcționează sub radar și pe care lumea nu prea le conștientizează, nu prea le vede. Și unele dintre ele poate nu știm că există. Sunt și foarte multe care toacă foarte multe, care toacă bani de geam. Însă mie îmi pare că DNA-ul, în afară de faptul că a fost foarte eficace în ceea ce a făcut, dar a avut acest enorm de mare avantaj social în termen de dinamică socială, că a prins lumina. Ne-a arătat două lucruri ne-a făcut DNA-ul. Una că ne-a dat speranță și speranța e mare lucru, mai ales pentru oameni ca mine. N-aș fi intrat, n-aș fi fost aici dacă nu era DNA-ul. Ce să fac? Pe de-o parte, iar pe de altă parte a prins lumina într-o debara plină de păianjeni, pe care toată lumea își imagina că e acolo și că e plină de păianjeni, nimeni nu o văzuse în lumina de asta crudă, de reflectoare. Și anume, DNA-ul ne-a arătat că în spatele mașinăriilor de partid și în spatele competiției astea politice care se duce la suprafață, e o caracatiță transpartinică la care toată lumea se branșează. Și Cocoș a servit pe toată lumea, Bittner a servit pe toată lumea, deci caracatița asta transpartinică, Irina Socol a servit pe toată lumea, caracatița asta transpartinică a servit pe toată lumea. Și de fapt ce vedem un fenomen tipic de oligopol în care la suprafață pe niște teme ne concurăm pe motivul să care ajunge la butoane. Dar când ajunge la butoane sunt aceleași butoane. Și după ce s-a terminat asta și ne-am bălăcărit aici la un talk show-ul de televiziune, ieșim afară și acolo suntem buni prieteni. Pentru că, de fapt, noi toți venim din același lucru și facem același lucru. Și DNA-ul ne-a arătat asta. Noi intuiam că ea există, dar DNA-ul ne-a arătat-o hâdă și crudă, cu reflectoare pe ea. Și cred că, iarăși, multă lume a început să înțeleagă că, de fapt, competiția politică în interiorul acestei clase politice nu e posibilă. Trebuie reformată din afară. Domnule Stanciu,
Klaus Iohannis a venit la Palatul Cotroceni cu un slogan foarte bun. Eu am constatat, de altfel, în ultimele cicluri electorale, că de cele mai multe ori sloganul a fost mai bun decât candidatul și a creat o așteptare mare din partea populației. Și de multe ori decât execuția ulterioară. Și, exact, exact. Bun, dar asta, până la urmă, este o altă poveste. Sloganul, eu de slogan mă prevalez acum, sloganul a fost un slogan foarte bun, România lucrului bine făcut. Bun, doar că a trecut foarte puțin timp și am constatat că oamenii cărora li s-a adresat sloganul așteaptă concretizarea, materializarea, punerea în practică a acestui slogan de la, dacă vreți, de la politicieni, de la administrație. Dar toată lumea se extrage din această ecuație la modul personal a României lucrului bine făcut și preferă să o privească de undeva din afară, de la distanță. Să facă alții, să facă ceilalți România lucrului bine făcut. Eu sunt bine mersi în zona mea de confort. Cum îi mobilizăm? Cum îi mobilizați? Pe cei care aleg să fie spectatori, să nu se implice. Aici ați atins un punct greu. Și recunosc că e un punct la care n-am răspuns. Adică mi-aș dori să am un răspuns, dar n-am. Noi suntem, din păcate, suntem o nație care se simte foarte bine în gândire dublă. Noi cerem cu foarte mare ușurință de la alții lucruri pe care noi înșine nu le facem. Noi ne explicăm cu foarte mare ușurință scăderile noastre, dar suntem foarte drastici cu scăderile celorlalți și, în general, noi ne așteptăm ca lumea să ne dea. Adică ne-am creat această psihologie de victime. Ea alimentează și curentele astea dacopate în care România e buricul universului, dar lumea are ceva cu noi și ne-a sabotat. Și avem această psihologie de victime și din postura asta așteptăm ca cineva să ne scoată de acolo. Și asta nu e ceva ce, iarăși, nu e ceva ce se va schimba ușor. Și nu cred că o avem de curând. Deci cred cu tărie că, de fapt, ceea ce putem face în mod, eu știu, rezonabil, adică fără să ne facem visuri fără acoperire, e să mobilizăm oamenii care pot fi mobilizați. Și aici vestea bună e că această populație care poate fi mobilizată, care e activă, care își dorește să se implice, de multe ori civic, e în foarte mare creștere. Și în foarte mare creștere în generația tânără, tânără însemnând sub 30 de ani pentru mine. Deci în generația de sub 30 de ani, vârsta copiilor mei, nivelul de implicare civică și politică e mult mai mare. Politic încă nu-i vedem, pentru că încă le displace politica. Dar după ce o să-și tocească un pic dinții în inițiative civice și o să vadă că, de fapt, până când nu spargi monopolul politic, inițiativele civice nu pot merge până la capăt, or să intre și în politică. Noi avem deja oameni din această generație în politică și sunt foarte buni și foarte activi. Unul dintre cei patru este Șerban Marinescu, este un arhitect, un asistent la Institutul de Arhitectură, un om tânăr și extrem de activ civic, care și-a dat seama că oricât de activ civic ar fi, până nu se schimbă ceva în politică, nu se poate și a intrat în politică în acest partid. Și mai sunt oameni de acest fel și în alte partide. Deci eu cred că am mari speranțe de la generația lor și cred că tendința e bună. De asta vă spun că eu cred că tendința s-a inversat. S-a inversat în multe feluri. Momentul ăsta cu incendiul de la Colectiv a fost iarăși un fel de moment de scuturare, dar nu s-a scuturat toată nația. Adică nu trebuie să ne uităm în tot spectrul social și ne așteptăm că el s-a întors dintr-o dată, invers că nu s-a întors. Dar sunt niște centri de schimbare, sunt niște centri de influență chiar care au început să se miște și e foarte, foarte bine că e așa. Vă spun, și în guvern, adică sunt oameni în guvern, nu v-ați fi așteptat niciodată să te vedeți acolo. Oameni chiar, cumva, dacă vreți, antisistem în ceea ce au făcut în viața lor, care sunt acum în guvern și și-au suplecat mâine și au zis, ok, hai să facem acum. Am tot criticat de pe margine, hai să facem. E foarte, foarte mare lucru. Domnule Stanciu, haideți să discutăm, așa, apropiindu-ne de final, puțin despre așteptările dumneavoastră legate de alegerile locale. Spuneați 6-7-8%. E un procent valid și pentru alegerile locale sau este ceea ce vă fixați pentru alegerile parlamentare? Pentru alegerile parlamentare noi țintim 10. Nu știu dacă o să atingem 10. Dar ne-am dorit. Alegerile locale sunt un test pentru alegerile parlamentare, dar sunt și o provocare, pentru că pentru alegerile locale trebuie să poți produce liste în toate circunscripțiile, sau mă rog, în cât mai multe din circunscripțiile electorale ale țării. Nu va fi ușor și nu vom putea face asta peste tot. Nu toate organizațiile noastre sunt suficient de puternice ca să poată să depună liste
în majoritatea localităților. Așa că strategia pe care o să o adoptăm va fi că ne vom stabili niște priorități. Ele vor depinde, pe de o parte, și de tăria organizației, dar vor depinde și de preferințele electoratului local, în ce măsură electoratul local are sau nu are simpatii politice de natura ideilor pe care noi le vehiculăm. Asta ține și de criteriul geografic? Ține, cred că ține un pic și de criteriul geografic, pentru că, sau eu știu, da, geografic, pentru că vestul României, de pildă, a fost tradițional mai de dreapta decât estul României și noi suntem un partid cu simpatici cu ideologii de dreapta. Vestul României e mai atașat valorilor conservatoare tradiționale și mai ales idei de dreptate și de justiție, și Monica Macovei este un simbol al ideii de dreptate și de justiție și a avut scoruri electorale foarte bune în campania prezidențială în vest, mai bune decât în alte locuri. Deci ne uităm și la aceste aspecte, dar ne uităm și la capacitatea organizației de a genera candidați de calitate. Unde nu facem compromis, nu facem compromis la oameni. Adică dacă nu putem pune oameni buni, nu-i punem. Păi pe cine puneți? Care e profilul candidatului la Consiliul Local? Nu cred că avem un profil în sensul de profil. Păi cum să nu fie, măcar atât să ne spuneți. Da. Nu, deci nu pot fi oameni, nu pot fi oameni care au avut orice fel de problemă penală. Înțeles asta, da. Și nu pot fi oameni care au fost... pot fi oameni care au fost în structuri ale altor partide, chiar în poziții de conducere, dar trebuie să ne asigurăm că au fost onești. Adică avem comisii de integritate în interiorul partidului care se informează despre activitatea celor oameni, caută opinii în orașul respectiv despre acei oameni și validează dacă persoana aia poate să fie pe listele noastre sau nu. Deci, esențialmente, vor fi oameni onești, oameni respectați în comunitate, cunoscuți și respectați în comunitate. În rest, ca profil, însă, suntem foarte diversi. Avem oameni foarte tineri pe listă, avem oameni deloc tineri pe listă, avem femei, avem bărbați, avem tot felul de profesii. Deci, nu astea sunt criterii care contează, dar minte și din perspectiva reprezentativității față de comunitatea locală. Contează mai puțin ce profesii au, cât sau, eu știu, ce fel de parcurs profesional, cât contează, cât sunt de respectați ca indivizi. Și la asta ținem foarte tare. Dar, iarăși, apropo de discuția de mai înainte, e vorba de oameni care sunt dispuși să-și asume povara unei campanii electorale la capătul căreia nu ai vreun borcan de miere, pentru că în partid la noi nu există borcan de miere. Asta înseamnă că își finanțează campania electorală. Înseamnă că își finanțează campania electorală, că nu avem de unde să-i finanțăm. Înseamnă că depun mai mult efort decât alți candidați altor partide care pot să rezolve cu bani ceea ce la noi se va rezolva cu mers de nușă în ușă, va fi mai greu pentru ei decât pentru alți candidați. Înseamnă că în ipostaza în care câștigă, își asumă o misiune publică și își asumă că vor face o treabă bună într-o misiune publică, chiar dacă, de exemplu, în postul de consilier nu e chiar așa de dificil, dacă ajungi primar e chiar dificil, adică chiar îți pui propria ta carieră profesională în paranteze. Da, aveți locuri unde veți merge cu candidați de primar? Peste tot vom merge. Sau deci mai peste tot. Veți avea candidați de primar? Chiar dacă nu avem neapărat mari șanse la primărie, dar vrem să arătăm că suntem în stare să propunem figuri. Când veți avea? Primărie. Pentru că PNL-ul, PSD-ul deja își cam cristalizează acești candidați, aceste structuri cu care vor concura în campanie electorală. M10-le când? Și noi suntem cam în aceeași fază, adică și noi ni le cristalizăm. Nu suntem încă în faza în care să le anunțăm din mai multe motive. Una e că nu peste tot structurile sunt complete și n-am vrea să mute atenția chiar a noastră în partid către organizațiile care au creat structurile ceva mai devreme decât altele. Deci am vrea să ieșim când avem ce ieși. Dar avem și situații și nu puține, care avem candidați care ne spun, băi, campania asta mie o să-mi deregleze complet viața, nu mă scoate public până când nu e cazul să ies public, că n-am cum să o duc. O campanie electorală, de exemplu, pe unii oameni va obliga să își pună în paranteză afaceri, exemplu, da. Poziții, eu știu, cariere, nu sunt numai oameni de afaceri pe listele astea. Deci dacă lucrezi într-un ONG, dacă vrei să candidezi, stai un pic pe bară, că nu vrem să fim afiliați politic. Și atunci, în perioada asta de candidatură, va trebui să se retragă din ceea ce faci. Și nu e foarte comod să faci chestia asta cu 6 luni înainte sau cu 5 luni înainte. Deci, dar suntem pe punctul de a ieși. E clar că la un moment dat va trebui să ieșim și trebuie să
ca oamenii ăștia să fie cunoscuți măcar, chiar dacă nu începe campania electorală în sine, dar măcar să fie cunoscuți și anunțați. Și o să ieșim relativ curând cu numele respective, inclusiv la Arad, adică o să facem chestia asta. La Arad, la Timișoara. La Timișoara, da. Deci cu siguranță toate. În orașele mari, în orașele mari, centre universitare, vom avea liste de candidați complete. Întrebarea se pune cât de departe vom merge în celelalte localități. Domnule Stanciu, ce se întâmplă în luna februarie în M10 la acea conferință națională de alegeri? Păi, vă ziceam că noi suntem ceea ce se numește un comitet național de inițiativă. Asta e o structură interimară. Bănuiesc că se dizolvă după alegeri. Se dizolvă, da. Și alegerile vor valida, dacă vreți, structurile de conducere ale partidului. Asta înseamnă structurile locale, adică noi vom folosi în alegerile noastre votul electronic, dar nu va fi obligatoriu. Vom avea posibilitatea de votare clasică la sediurile organizațiilor locale, dar oricine vrea va putea vota electronic. Avem un sistem de vot electronic securizat. Chiar vrem să dăm un exemplu că se poate, că se tot spune că e greu și că nu se poate. Nu e deloc greu, se poate chiar foarte ușor. Deci vrem să arătăm că se poate. Și vom avea toată partea asta de prezentare a platformelor și a candidaților din vreme și vom avea două zile, vom aloca două zile pentru vot în care cei care vor să voteze electronic pot vota electronic, dar ceilalți se pot deplasa la un sediu. La sfârșit vom avea și un fel de eveniment în care vom prezenta cine sunt noi conducători și așa mai departe, în care vor putea prezenta programul și intențiile pe mai departe. Dar ca idee, scopul acestei adunări este, pe de o parte, să aleagă aceste structuri de conducere și, pe al doua, să facă revizii la statut, adică statutul cu care am funcționat în această perioadă a fost construit tot așa provizoriu, în ideea că să îi dăm drumul un pic, vedem cum merge, dacă îi găsim probleme pe parcursul, le putem revizui. Există o comisie care se ocupă de revizuirea statutului și care a adunat propunerile de la toți membrii despre ce revizuiri sunt de făcut, a creat o listă, le vom vota și pe aia. Ideea este că pentru noi am ținut să introducem cât mai multă democrație reprezentativă în participativă în conducerea partidului, ca atare adunarea generală decide și structurile de conducere, dar decide și candidaturile. Deci listele de candidaturi pe care începem să le strângem, adică conducerile locale vor începe să le propună, vor fi validate întâi de adunarea generală și, de fapt, vor fi validate întâi candidaturile individuale de către comisiile de integritate, ca să asigure că sunt oameni de calitate, și apoi vor fi supuse adunării generale. Deci adunarea generală poate să voteze afară pe cineva de pe listele astea. Deci, concluzionând, M10 este un partid exigent, așa, înainte de toate față de el însuși. Da, suntem exigenți, da. Câteodată recunosc sincer că câteodată mi se pare că suntem prea exigenți. Câteodată avem această pornire în interior în care oamenii câteodată tind să fie foarte radicali. Și eu personal nu sunt ca structură așa. Eu cred că oamenii trebuie judecați după calitățile lor individuale, nu după faptul că au trecut sau nu au trecut pe nu știu ce partid. Și cred că lucrurile trebuie judecate foarte bine cu capul și nu cu criterii, nu cu checklist-uri din astea. Și avem oameni care zic, nu, domnule, dacă a fost la, nu știu, la PNL, n-are ce căuta la noi. Noi nu suntem acolo. Adică noi ca partid nu suntem acolo, dar avem membrii care sunt foarte radicali în gândire, care s-ar putea să aibă niște lucruri de spus pe la aceste întâlniri despre unii sau alții dintre candidați. Nu e o problemă în sine, pentru că curțile noastre de justiție, ca să zic așa, deci le numim de integritate și arbitraj, dar sunt un fel de putere judecătorească a partidului, sunt practic independente și judecă și în sistem adversarial, adică judecă contestat. Și atunci, dacă cineva zice, băi, nu sunt de acord cu candidatul ăsta, chiar dacă toată lumea l-a votat, dacă eu, Adrian Stanciu, nu sunt de acord cu el, sau nu eu că sunt conducerea partidului, oricine, nu sunt de acord cu un candidat, pot să fac o sesizare curții de arbitraj care îl validează și să-i spun de ce nu sunt de acord. Iar curtea va analiza chestia asta și va spune, da, ai dreptate sau nu ai dreptate. Și măcar știu că vocea mea e auzită și argumentele mele sunt luate în considerare. Și vrem ca acest mecanism să permită inclusiv stabilirea unui fel de, dacă vreți, de filozofie a partidului referitor la standarde de integritate și de moralitate pe care le cerem de la membrii, de la candidați.
Domnule Stanciu, vă mulțumesc că ați acceptat Și eu vă invitația mulțumesc pentru noastră și, invitație. sigur, urmărim cu mult interes să vedem ce se întâmplă la M10 și în februarie, dar și mai târziu. Cu mult interes așteptăm și listele de candidați și propunerile noastre pentru primării, pentru consilii județene, pentru că, așa cum ați spus foarte bine, aceste alegeri locale vor fi o avanpremieră, vor fi o repetiție generală în așteptarea alegerilor parlamentare. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară la ora 20 la România la zi. Până atunci, rămâneți cu bine!